A picat camera, s-a întrerupt înregistrarea și acum continui că nu pot să o refac, nu se poate. Mesajele vin în acest moment și nu pot să refac tot ce am zis. Spuneam despre mesajul pe care l-ați primit în privința chakrelor sau cum ar trebui să lucrați cu chakrele voastre. Ați primit ca și mesaj curcubeul și mă bucur că are legătură cu natura. Poate în natură, stând, meditând în natură, veți vedea un curcubeu sau văzând florile. Acum deja în martie încep să înflorească o grămadă de flori. Și abundența de culori, abundența, da, de culori, veți înțelege noțiunea de curcubeu dintr-o altă perspectivă spirituală centrală, da, cum am spus mai devreme. Curcubeul reprezentând ce? Fiecare chakră în echilibru, fiecare chakră are o culoare și ar fi bine să meditați în această perioadă a lui Martie, de Mercur retrograd, să meditați la cum ar fi să fiți echilibrați, pentru că acest curcubeu se manifestă când toate chakrele luminează în echilibru. Deci, dacă ar fi toate chakrele curate, echilibrate, ați fi ca un curcubeu, da? Din punct de vedere energetic. Există și noțiunea de copii indigo, copii curcubeu, poate la fel meditați asupra acestor lucruri și în mod special invitația este pentru partea feminină, pentru femei. Dar evident nu este obligatoriu, eu cred că mesajul vine pentru toată lumea. Din punct de vedere material, financiar, aveți un cavaler de monede și doi de inimă, ceea ce, roșie, da. Ceea ce mă duce cu gândul că vreți să începeți un proiect, eventual o colaborare, doi de cupe, asta reprezintă doi de inimă roșie, este și doi de cupe. O colaborare, că vorbim de muncă, un contract, un partener, parteneră de afaceri, vă ajută în acest proiect pe care vreți să-l demarați. Pas cu pas, reușitele vor veni, probabil că în martie, dar vă recomand când e Mercur retrograd să nu semnați niciun contract, eventual să puneți bazele și să le stabiliți semnarea contractului în aprilie, când iese Mercurul vostru, planeta voastră guvernatoare, când iese din retrogradare. Da, deci un proiect. Poate cu o persoană în semn de apă, pești, rac sau scorpion, mai mult sau mai puțin, pur și simplu, această întâlnire cu persoană cu care comunicați foarte bine și cu care vă simțiți foarte bine, această întâlnire să vă ajute să demarați un proiect de lungă durată, pentru că orice ar fi, cavaler, valet de monede, da? Este un proiect la început care vă va duce către abundență, da? Aici aveți și un cavaler de bâte, deci vă veți găsi pasiunea poate prin aprilie, sfârșit de martie, aprilie, când intrăm în zodia berbecului, da? Când se manifestă focul cardinal, să reușiți să semnați contractul, apropo, cum am zis mai devreme. În categoria acestor cărți experimentale pe care le am, ați primit acest mesaj. Trei cărți invers. Creația Universului, puterea, diavolul și apoi asul de cupe, da? Asul de cupe, element de apă. Simt că acest mesaj pentru unii dintre voi ar spune că nu ați putut, de asemenea aveți și magicianul invers, la fel, toate sunt invers. Nu ați putut să vă manifestați puterea pe care o avem toți. E o putere spirituală. Nu ați putut să manifestați o creație la nivel spiritual și mai ales o întâlnire
cu cineva care vă completează perfect. Creația Universului mă duce iarăși cu gândul la sufletele gemene. Din niște motive nu ați putut să manifestați această întâlnire, poate acum cu doi de cupe, cu doi din inimă roșie să reușiți, dar aici e partea materială, financiară. Deci nu ați reușit să aveți această întâlnire, această conectare la nivel spiritual, evident, la momentul de creație divină, universală, pentru că n-ați putut să manifestați puterea datorită unei situații toxice, datorită acestui diavol, datorită și în aceste cărți, diavolul este o persoană care transmite mental, face niște jocuri mentale și e interesant că v-a apărut de 3 ori. Deci urmăriți cu atenție această etalare, așa cum simt eu, așa vă prezint. Ați avut undeva o situație în care a trebuit să, iar văd, văd aici o situație în care a trebuit să aveți de-a face cu un împărat, un șef sau o persoană foarte autoritară sau poate născut în semnul berbecului sau al taurului, dar care din niște motive ați fost nevoiți sau urmează să rupeți această legătură care nu vă aduce prea multe beneficii, nu vă ghidează către direcția voastră spirituală, simt că vă ține într-o zonă materială, într-o zonă 3D care nu vă e prielnică în acest an, în mod special, în această perioadă a noastră. Deci, o persoană foarte toxică, foarte mentală și foarte obsedată de voi și, în primul rând, obsedată să-și impună părerea, v-a slăbit oarecum puterea mentală și n-ați putut să manifestați, da? Poate a fost manipulatoare, că tot avem magicianul invers, cu capul în jos, n-ați putut să manifestați această cupă abundentă, da? De spiritualitate din cauza acestei situații. Acestui diavol care v-a manipulat într-un fel. Nu dau zodii, încerc să citesc energia. De asemenea, această imagine iar sugerează ideea de tentații, tentații emoționale, tentații primare, că tot ați avut un trio aici, da? Rămâne de văzut, analizați voi cum interpretați acest mesaj. Dar simt că în viața voastră, că tot v-a apărut doi de cupe, va apare și asul de Ace of Water, asul de cupe. Ori vine o persoană foarte spirituală și vă deschide ochii și, în primul rând, inima cu o alt fel de energie și în momentul în care această persoană sau inspirație, da? Că tot am vorbit, poate nu e, e as, este un dar spiritual care vine din cer. Poate să fie o persoană, poate să fie o idee în momentul în care meditați natură să o aveți, da? Ei, în momentul în care reușiți să manifestați sau să vă conectați la acest as de cupe, simțiți, am senzația că veți simți o dragoste divină care vă înconjoară și vă va ajuta să schimbați toate cărțile în poziția normală. Și în primul rând, și de fapt nu toate, vă va ajuta să renunțați la acest diavol, să renunțați la tentații, la niște jocuri mentale pe care cineva le-a făcut, nu pot să spun exact cine, ce și cum. Deci în momentul în care veți primi acest as de cupe, vă veți regăsi puterea, veți putea să manifestați tot ce v-ați dorit, dar dintr-o perspectivă foarte înțeleaptă, pentru că vă veți fi conectat la memoria colectivă, la acea energie de o mare forță în care Universul a început să se creeze pe el însuși. În fine. Asta e un mesaj pentru unii dintre voi, luați-o cum o vreți. Luați-o cum o vreți.
O să vă adaug și mesajele pe care le-am primit înainte de meditație. Haideți să vedem cărțile pentru că sunt foarte intense. După cum vedeți, aveți diavolul, 9 de spade, 2 de monede și 5 de spade. 5, ceea ce, și de fapt aveți 5, 2 de 5, da? Două energii foarte agresive, foarte provocatoare. Mesajul evident este pentru un grup dintre voi. Ori vă întâlniți cu o persoană în semnul Capricornului sau poate să fie, după cum apare clarificarea, poate să fie Taur, poate să fie Berbec, așa. Este o situație în care cineva vă impune ceva, cum am spus mai devreme. Este o impunere, simt, mentală, pentru că aveți 9 de spade, simțiți, nu neapărat în săptămâna a doua, simțiți că nu aveți somn. Nu vă puteți liniști, vă faceți griji cum să scăpați de această tensiune, poate o telepatie de care nu puteți scăpa. Dar afară de asta, este o relație toxică. Dacă ați avut un trio, cum am spus mai devreme, va trebui să renunțați. Pentru că, da, voi vă doriți echilibru, să vă echilibrați și viața materială și viața familială și spirituală. Dar periodic intrați într-un ciclu și în această relație și nu e bine. Nu puteți să ieșiți și trebuie să vă conectați la spiritualitate, cum am zis mai devreme, pentru că în momentul în care simțiți că vă echilibrați un pic, iar apar discuțiile și reveniți tot timpul în aceeași poziție, în aceeași mișcare, da? Poate să fie o situație la serviciu, dar după cum văd, la serviciu totuși aveți un doi de cupe care promite lucruri frumoase. Haideți să vedem cum au venit clarificările, ca să vin cu mai multe detalii. Deci acest diavol a fost clarificat foarte interesant de marele preot, valetul de bâte și împăratul. Nu știu dacă am mai spus-o, simt că aveți de-a face cu cineva născut în zodia Berbecului sau a Taurului, care încearcă să se impună cu o forță mentală la care nu am senzația că nu faceți față. Am senzația că nu faceți față. Ați vrea să vă găsiți controlul, dar am senzația că mai durează, dar e bine dacă vreți să începeți un proiect creativ, da? Care vă va duce către o stare de autoritate. Magazinați-vă cu multă răbdare și cu multă luptă. Aveți și putere aici. Repet, am senzația că acest diavol, da, această relație toxică se manifestă, poate să fie la serviciu, acest om, așa zis, autoritar, să vă impună niște reguli care vă sufocă. Marele preot poate să fie o energie spirituală, dar în acest context este clar non-spirituală. Poate trebuie să vă luptați cu niște dogme, între tentație și dogmă, între religie și păcat. Ați dori, poate, să exprimați. Este un mesaj. Să vă exprimați ceva. Simt că unii dintre voi vreți să vă regăsiți controlul. Ar putea să fie împăratul chiar dorința voastră de a vă controla viața și vă doriți să exprimați acest lucru, dar nu puteți. Sunteți oarecum restricționați și Marele Preot este o forță restrictivă destul de mare și diavolul. Este o etalare foarte, o simt profund în mine și sunt curioasă cum rezonați cu toate mesajele pe care le-am primit și pe care le primesc. Repet, poate să fie la serviciu un șef, o persoană autoritară care vă intoxică cu reguli și cu dorința lor de a se impune, de a face lucrurile în felul lor.
Și din acest motiv nu aveți somn noaptea. Că e la alt serviciu, că este o persoană apropiată în familie, că tot ați avut familie, să meditați la noțiunea de familie. Ce înseamnă familie? Înseamnă atașamente sau dragoste necondiționată? Poate noaptea stați și meditați. Repet, poate să fie o persoană în semn de foc, berbec, leu, săgetător, care impune niște, vă pune niște bariere. Pe de altă parte, poate voi nu mai puteți să dormiți bine noaptea pentru că trebuie să vă luptați cu aceste bariere impuse. Iar acest om poate să impună multe bariere și la fel și împăratul. La fel și împăratul. Și trebuie să stați, să vă păstrați tronul, să vă păstrați, în primul rând, că au venit toate trei, mintea clară, să vă exprimați pe voi înșivă și să exprimați un adevăr incontestabil. Și în momentul în care veți reuși să exprimați, veți manifesta victoria asupra acestei situații. Poate unii dintre voi trebuie să construiți blocaje, ziduri în jurul vostru ca să vă apărați. Și în primul rând, ceea ce este, de multe ori mă duce cu gândul la Chiron, este un om rănit care a trecut prin multe lupte și trebuie să-și mențină poziția. Trebuie să vă construiți ca să nu vă mai lăsați dărâmați de această energie foarte, foarte intensă și simt că e negativă, ca să nu vă lăsați dărâmați de această energie și să nu mai vă consumați nopțile. Trebuie să creați niște ziduri în jurul vostru și în spatele lor vă exprimați adevărul, vă construiți ziduri de protecție și în spatele lor să vă regăsiți încrederea în voi înșivă. Regina de Băte e o persoană foarte încrezătoare, foarte pasionată, să vă regăsiți și încrederea și pasiunea pentru viață. Așa simt această recitire. În momentul în care veți face aceste lucruri, vă puteți echilibra, vă puteți echilibra. Dar să nu uităm că în momentul în care vă echilibrați, am senzația că cineva tot vine. Vine să vă... Asta e senzația în acest moment, care are legătură cu cărțile, că nu are, rămâne de văzut. În momentul în care vă echilibrați, trebuie nu doar să vă echilibrați pentru moment, trebuie să vă regăsiți puterea, puterea spirituală, pentru că am senzația că ei vin de fiecare dată când vă regăsiți echilibru, vin să vă distragă echilibru cu argumente și cu niște lupte mentale. Da? Cinci de săbi, cu niște lupte mentale care vă tulbură de fiecare dată. Ar mai fi un alt mesaj. La un moment dat, cineva în luna martie vine cu un mesaj de împăcare. Dar vine într-un mod foarte, poate la lună plină, poate la lună plină, un mesaj destul de secretos, destul de confuz, care nu va aduce foarte multă claritate și pe care trebuie să-l primiți cu o mare putere. Să vă temperați și să manifestați această forță spirituală pe care o are femeia din carte. Acest mesaj vă poate aduce pentru moment echilibru. Este posibil ca aceste cărți să reprezinte o situație cu altcineva. O persoană în semnul apei, că tot am zis, în semn de apă, 2 de cupe, aveți și aici, doi de, poate semnul peștilor, poate al racului, da? Să vină cu un mesaj frumos de empatie față de dumneavoastră și să vă echilibreze oarecum starea și să vă dea putere, eventual și inspirație. Dar, totuși, spre sfârșitul lunii, iar va trebui să vă întâlniți, să vă reîntâlniți cu această energie negativă, conflicte și conflicte verbale, argumente, certuri, lupta între egouri, între două sau chiar mai multe minți. Am senzația că această luptă vine de fiecare dată
când vine diavolul în viața voastră. Diavolul nu știu ce persoană este toxică, este o persoană toxică. Că e Capricorn, că e Berbec, că e Taur, nu mă interesează zodia, e o persoană foarte toxică care periodic vă lasă în urmă, vă lasă de izbeliște și apoi revine cu argumente. Așa simt în acest moment. Apoi revine cu argumente. Poate această și simt, nu, poate simt că această energie e posibil să vină din partea altei persoane care vine cu o vorbă bună, cu un mesaj emoțional, cu ceva și mai ales de lună plină, cu ceva de suflet, da? Un cadouț, o vorbă frumoasă care vă echilibrează viața și vă readuce către spiritualitate și vă redă puterea. Puterea de a lupta în continuare cu acest diavol. Probabil că de-abia prin martie o să începeți să manifestați eliberarea. Și sunt, ia uite, interesant cum, acum văd, interesant cum și aici aveți o persoană, da, asul de cupe, care vine să vă ajute în această luptă cu persoana, cu situația toxică, care este în viața voastră. Așa simt în acest moment, asta e. Ah, să vă mai arăt câteva cărți, să vă mai arăt câteva cărți, da. Da, cred că la un moment dat da, ia, așa simt. Ați vrut să tăiați o situație care, să renunțați la o situație care nu mai creștea sau vreți, da? Vreți să renunțați la această situație care nu evoluează, vreți să puneți capăt, să rupeți o situație care se manifestă într-un trio, poate chiar la locul de muncă, în care cineva deja a devenit gelos. Cineva a devenit gelos, împărăteasa uneori poate să fie o amantă în acest context, dar simt că aveți doi de trei de cupe și trei de monede și cavalerul de spade. Simt că există un trio în viața unora dintre voi, dar pe care va trebui să-l depășiți, să-i puneți capăt, să-i puneți capăt, pentru că vă intoxică. După cum vedeți, au apărut trei diavoli în această etalare și mi se pare deja prea mult, nici eu nu mă simt bine în această energie. Va veni totuși, veți primi. În momentul în care reușiți să manifestați această rupere de trecut, de acest trieu, de acest menajatroa, în fine, veți primi un ajutor divin, o vindecare. Asul de cupe nu înseamnă musai o nouă dragoste, poate să însemne și vindecare, pentru că aveți și steaua. Și această vindecare se va manifesta cu o victorie în viața voastră, o victorie care vă va ajuta să vă ascultați vocea interioară. Chemarea la o nouă misiune, misiune care vă aduce puterea și vă dă încrederea, credința, da? Să începeți o nouă călătorie în viața voastră în care vă exprimați emoțional, vă exprimați, oferiți dragostea, vă exprimați adevărul și această călătorie vă poate duce către o relație fericită cu cineva. Poate semn de apă, mai mult sau mai puțin, nu asta contează. Oricum vă va aduce fericire și e posibil că să fie și căsătorie. Că tot avem patru de bâte, este posibil la un moment dat să vă căsătoriți, dar trebuie să vă rupeți de acest trecut toxic. Aceste cărți pot să se manifeste în următoarele luni. Și să vă întâlniți iar, doi de cupe, să vă întâlniți după o perioadă de tăcere în care v-ați vindecat, să vă întâlniți cu un suflet pereche, cu un suflet geamăn care vă va susține în vindecarea voastră, în regăsirea credinței, a încrederii. Să vă mai arăt și încă. Iar v-a apărut trei de cupe și aici, trei de cupe, probabil o relație cu cineva la distanță, va trebui să vă vindecați, să vă conectați la intuiția voastră și Da, și să renunțați la acest
E o relație veche, e o relație veche, 6 de cupe, o relație cu cineva dintr-o altă viață, ori din copilărie, la care tot ajungeți periodic să vă certați, să aveți argumente. Și nu crește, e o relație care stagnează și care, totuși, această stagnare vă obligă să vă priviți viața dintr-o altă perspectivă și simt că veți avea o trezire spirituală și veți dori să vă eliberați de acest magician, eventual, da, să vă eliberați de aceste coșmaruri în care ați intrat la un moment dat și să mergeți mai departe, să vă descoperiți noi opțiuni sau să vă eliberați aceste coșmaruri și să manifestați, cum am zis, să întoarceți magicianul din poziția invers în poziția normală, să manifestați un nou drum, un nou drum în care aveți foarte multe opțiuni, dar în care veți ști să exprimați adevărul și să tăiați tot ce vă stă în calea voastră spirituală. Știu că această etalare poate să pară mai ciudată, dar deja cred că v-ați obișnuit. Așa pe scurt, că au trecut foarte multe minute din ce am văzut înainte de etalare. Da, am auzit un cocoș cântând, dar interesant e că l-am auzit de 3 ori. Nu uitați povestea din Biblie în care cineva, cine era apostolul Pavel, da, a spus: eu nu te voi trăda, lasă că mă vei trăda după ce va cânta cocoșul de 3 ori și așa s-a întâmplat. Dar ceva de genul ăsta, o situație asemănătoare veți trăi unii dintre voi sau simt că acest cocoș cântând vă anunță un moment în care trebuie să vă treziți dintr-un somn. Am mai văzut un câine dormind, am mai văzut pe cineva care doarme și trebuie să se trezească, este clar. Este Și totodată, în acea viziune, s-a auzit și sunetul unui ceas, tic-tac, tic-tac. Este un moment divin în care trebuie musai să vă treziți, să vă manifestați spiritualitatea, vindecarea, ca să puteți să întâlniți sufletul pereche. Am văzut și un vâslaș și cartea celor 6 spade. Repet, trebuie să vă detașați mental, vâslașul, asta de fapt reprezintă cartea celor 6 spade, să vă detașați mental de această situație super toxică, super toxică, super toxică, da? Să nu uităm că l-ați mai avut și uitați-vă aici, da? Ce poate fi? Deci eu nu știu, nu am cuvinte și nu că n-am cuvinte, n-am suficient timp să exprim toate variantele acestor cărți. Da? Dar există și partea bună. Există doi de inimă roșie, există doi de cupe, există un potențial fantastic cu cineva. Da? Există, există. Da? Să nu uităm, credință, da? Putere. Aveți și partea frumoasă la îndemână. Trebuie să o manifestați, cum am spus și la început și cum încerc să o spun așa pe scurt și prin aceste mesaje. Iar am auzit pe cineva spunând: nu pot să mă prefac că dorm, că nu simt, trebuie să împărtășesc ce vreau. Deci, asta am auzit, dacă are legătură cu viața voastră, bine. Am văzut pe cineva ținând un bebeluș în brațe. Poate trebuie să vă uniți cele două aspecte ale voastre, sunteți un semn dual, trebuie să vă uniți, să vă centrați, cum am spus mai devreme, și bebelușul ar fi varianta a treia în care voi deveniți uniți în sinea voastră și cu bine și cu rău și cu experiențele negative, nu vă mai acuzați că ați trecut prin ce ați trecut, da? Asta e, toți trecem, trebuie să depășiți și să manifestați o nouă ființă, bebelușul, simt că este o nouă ființă a voastră, renașteți, da? Că ați avut moartea la un moment dat în cărți, undeva a fost, da? Lăsați în urmă ceva ce nu v-a prit, renașteți și creșteți, că ați avut și împărăteasa, da? Și creșteți într-o variantă mai bună a voastră. Am mai văzut pe cineva care primește o pelerină și un toiac și o autoritate. Asemenea, nu știu, deci imaginea a fost similară cu un Moise în deșert, care înainte să înceapă călătoria a primit o pelerină, un toiac și o autoritate, o misiune. Meditați, nu știu, la mesajele care vin. Oricum,
Oricum, toată perioada acestei etalări am avut o stare de agitație foarte mare. Cărțile au sărit de ca și când ați vrea să exprimați și după cum vedeți, nici eu nu reușesc să-mi adun toate mesajele într-un mod mai coerent. Au fost citiri mai calme față de asta. Ați vrea să vă povestiți viața și să spuneți prin câte ați trecut și vă invit să scrieți, cum am spus mai devreme, să scrieți în cazul în care nu ați scris și să meditați. Cam atât ar fi pentru gemeni. Cum rezonează? Aștept comentariile voastre. Vă doresc dragoste și pace, creștere spirituală. Vă iubesc, numai bine, la revedere!